Salutare, mă băieți și fete, și bine v-am regăsit la un nou clip de reacție pe canal. E bine, astăzi reacționăm la clipul lui Nexon, unul dintre cei mai buni jucători din țară. Cel puțin pe freestyle, cred că e cel mai bun. Și ca să nu lungim introducerea, dați acolo un like, să vă susținerea voastră, un subscribe și aprindeți notificările să fiți la curent cu tot ceea ce postez. Așa că, haideți să-i dăm drumul la clip. O să fie un clip foarte scurt, pentru că clipul lui are doar 3 minute, așa că, na. Are deja 1000 și ceva de vizualizări, are câteva zile, o săptămână are de când a pus. 1000 și ceva de vizualizări, top! Da, și să ne și abonăm înainte. Abonat cu clopoțel, cred că aici e toate. Așa, perfect. Hai să-i dăm drumul. Dar are muzică. E ok. Bun, mamă, ce angle a dat, nu-mi vine să cred. Ia. Asta are directul ăsta, direct așa, pe vinclu s-a dus, ești nebun? Ia, a lăsat mingea, s-a dus, a luat boost, a primit pasul de la coechipier. Mamă, bă, n-ai mă cum, gen. Și-mi place că are o calitate destul de bună. Este, să am uitat, se vede bara asta. Terisătura dat acolo? Stați un pic. Punem un pic pauză. O dăm înapoi. Câte reseturi a dat? 1, 2, 3. 3 reseturi și așa. A dat și gol. Așa, easy. Mai avea timp să dea 2. Ia un ceiling pinch. Cu triple touch și reset. Hai că da. Triple tap. Mă rog, tot aia. Bă, dar eu nu înțeleg cum poți să dai hiturile astea, gen. Cum poți să atingi mingea atât de puțin, că eu tot timpul când încerc să ating mingea așa puțin, dau pe lângă. Ok, double, triple și cu double tap. Am înțeles, chat. Am înțeles care e faza. Bă, ești nebun, ce unghi. What the f... Ia niște wave dash-uri. Nu cred. Băi, deci eu pe aia am văzut-o în afară, pe lângă, sus de tot. Bă, sunt nebune pasele astea. Mamă, i-a dat și bump. Și double tap. Mamă, e nebun Nexon, pe bune. Dați-i și voi un like acolo, pe bune. Gen, omul chiar merită. Turtle a luat și boost-ul. Are și reset-ul și mastic. Mamă, ești nebun. Băi, ce a făcut acolo? Sunt mulți, dintre care și eu, care nu pot să fac asta nici cu full boost, gen cu unlimited. Bă, da, nu știu cu cine joacă, dar se înțeleg perfect, deci perfect se înțeleg. Nu știu cu cine joacă, cu V, cu Rareș, cu Mario, habar n-am. Dar e numărul 1 Nexon, pe bune, la freestyle. Ia uite mă și tu ce face. A, pe aia a ratat-o, dar oricum, n-ai cum, s-o dai cu el, n-ai cum. Yeah. Aia, de ce nu înțeleg cum dă șuturile astea din unghiul ăla, ma. A dat bară, ca mine, omul bară. Bine, nu chiar ca mine, dar, mă rog, eu ratam mai rău. Mamă, și pinci, bă, deci se înțelege extraordinar de bine cu echipierul. Ia, yeah, pinch și double tap, nu... A? A, dar stai că au dat spre poarta lor! Lol, ce fost asta? Ok, a fost super interesant clipul, mi-a plăcut rău de tot, deci chiar a fost șmecher și merită toată aprecierea Nexon pentru ceea ce face, pentru că sunt sigur că lucrurile alea nu i-au ieșit din prima, i-au ieșit mult mai... greu, a încercat de câteva zeci de ori probabil să facă una din schemele pe care le-ați văzut voi în clip. Dar oricum, munca gen în joc cât a stat să învețe să facă chestiile astea, plus filmat, editat, merită toată aprecierea. Așa că intrați și voi pe linkul din descriere, dați un like și un subscribe pentru că merită din plin. Are doar 129 de abonați și ziceți, îi facem și noi măcar 150, băieți. Nu știu, am încredere în voi. Vă mulțumesc super mult de vizionare. Ăsta a fost un clip mai scurt. Sper că v-a plăcut.
Dacă nu v-a plăcut, dați acolo un dislike. Dacă v-a plăcut, dați un like. Cum simțiți voi? Pe mine mă ajută foarte mult orice vine din partea voastră, orice părere, de orice fel. V-am pupat și noi ne revedem data viitoare. Pa, pa! Stil Giovanni, Pablo, Micu, la Ferrari. Mă cunosc toți milionarii. Bagă banul, cash-ul money. 2000 piut, Jack Armani. Vreau să-l cu